Bună seara! M-a rugat Radul Odescu, cărui ideea a fost acest spectacol de seară, să vă spun câteva cuvinte înainte să intru în celălalt rol de prezentatoare de televiziune. Întâi de toate că este un omagiu pe care îl aduce lui Franz Gall, de care ne-am despărțit anul acesta, pentru că ediția a șaptea de la festivalul nostru se cheamă Fantomele Prezentului, pe care de fiecare dată există o legătură cu cineva care ne-a părăsit de curând și, de fapt, pe care n-am fi vrut să ne despărțim niciodată. Radu a inventat un tip de spectacol cu totul aparte, cum le face el de obicei, și ca să fie în acord cu faptul că noi am dat acum câteva seri Shoplifters, care a luat Pandorul, a invitat-o pe Laura Vasiliu, care, după cum bine știți, a jucat în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, a lui Cristian Mungiu, filmul care a luat Pandorul și care va fi pe post de Franz Gall astă seară. Apropo, Laura, trebuie să spun că l-am întrebat la conferința de presă pe Franco Nero dacă a văzut vreun film românesc. Numai 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Deci, stăm bine, pentru că seara a fost și ne-a prezentat aici filmul despre Orson Welles, povestindu-ne cum a filmat la rândul lui cu Orson Welles la un moment dat și cum s-a refăcut filmul lui Orson Welles despre, pornind de la Cervantes, despre Don Quixote. Bun. Surpriza noastră de astă seară este prezența Irenei Popovici în sală, care va interveni la un moment dat, o să vedeți de ce, pentru că e tot o modalitate a noastră, zicem noi mai originală, de a aduce un omagiu și lui Lucian Quintilie. Și de a vedea odată în plus cât de importantă e sincronicitatea, pentru că toți suntem la un festival de psihanaliză și film. Iar după ce se termină spectacolul, mă bucur foarte tare că l-am convins pe Matei Georgescu să vină și să ne vorbească, e deja aici, să ne vorbească un pic, să ne psihanalizeze spectacolul. Și mulțumesc foarte mult pentru că în noaptea asta trebuie să plece departe, va conduce toată noaptea, dar noi deja avem toți îngerii păzitori care o crotesc, știți cum e, la festivalul nostru, în mod sigur, totul funcționează perfect din punctul ăsta de vedere. Așa încât eu zic să începem, dacă și Radu e de acord, am o lumină care îmi dă în ochi, dar presupun că da. Toată lumea a înțeles că e ceva la mijloc atunci când nu am apărut la funerariile lui Johnny Hallyday în decembrie 2017. Că se întâmplă ceva cu mine. Trimisesem doar un mesaj. Sunt profund întristată de anunțul plecării lui Johnny. Salut un artist unic și un prieten credincios. Întotdeauna am fost mișcată de bunătatea, de vocea lui inimitabilă și de zâmbetul lui irezistibil. Păstrez 50 de ani de amintiri, de prietenie și mai ales momentele de neuitat petrecute împreună cu Johnny și Michel în timpul întâlnirilor artistice. Astăzi toate gândurile mele calde se îndreaptă spre familie. John era un foarte bun amic al meu și al soțului meu, Michel Berger, care scrisese muzica pentru un întreg album, într-un moment dificil al carierei lui. Pe una din acele piese, Quelque chose de Tennessee, am făcut un duet cu Johnny. A fost ultima mea apariție într-un concert public în 2000, pe scena de la Olympia, ca invitată lui Johnny, doar pentru această piesă. Ea vorbește despre singurătatea și izolarea în care și-a sfârșit viața scriitorul american Tennessee Williams. Singurătate și izolare care, în ultimii ani, mulți ani, nu mi-au fost nici mie străine. Foarte rarele mele apariții au fost legate toate numai de Michel și de muzica lui, pe care am încercat să o păstrez vie pentru publicul de azi, pentru tânăra generație care nici măcar nu se născuse la vremea în care Michel a dispărut. Care probabil că nici nu mă cunoaște, că nici nu știe cine sunt sau am fost. Cine a auzit azi de numele Franz Gall? Cine își mai amintește de mine acum? Părinții sau bunicii noștri, poate, și
pasionații de muzică anilor 60, 70, 80, perioada mea de glorie, anii din care am învățat pe propria piele că strălucirea se plătește scump, că succesul vine la pachet cu suferința și sacrificiul. Însă nici nu aveam idee de atunci ce avea să-mi rezerve deceniul amar și necruțător al anilor 90. Dar să o luăm de la capăt. Întotdeauna la asta m-am priceput cel mai bine, să o iau de la capăt. Numele meu adevărat este Isabel. Isabel Geneviève Marie Angal. M-am născut la Paris, la 3 ani după încheierea războiului, într-o perioadă în care pentru toată lumea viața o lua de la capăt. Alături de frații mei gemeni, Patrice și Philippe, eram fiica unei familii burgheze în care muzica a fost la ea acasă. Cecile, mama mea, fiica unui organist și compozitor de muzică liturgică dintr-o parohie catolică din Burgundia, fusese și ea cântăreață. Robert, tatăl meu, era textier de muzică ușoară. Tatăl lui fusese ucis în primul război mondial, pe când el avea doar 2 luni, așa că bunica l-a crescut singură. Absolvent de conservator, a străbătut cu dificultate cel de-al 2-lea război, când a fost nevoit să renunțe la Schubert și să treacă la varietăți, primind ordin să distreze soldații răniți din spitalele de front. Așa a trecut de la muzica clasică la șansonete, cărora le-a rămas credincios. Încă de mică i-am văzut perindându-se prin casa noastră pe Edith Piaf, Charles Aznavour, Barbara, Marie Laforest sau Claude Nougaro. Tata este autorul versurilor piesei La Mama, unul din cântecele de aur ale lui Aznavour, pe care mult mai târziu l-am cântat cu el în duet. Atunci, în 1997, simțisem că am redevenit o fetiță, având în jurul nostru spiritul tatălui meu, cel care l-a scris, și pe cel al bunicii mele, cea care l-a inspirat. Eram tare băiețoasă, cu 2 frați în casă nu era de mirare. Mi se spunea babu. Jucam fotbal în echipa băieților și trebuie să spun că eram chiar foarte bună. Încă de mică mi-a plăcut muzica. Am învățat să cânt la pian la 5 ani, iar la 10 ani am luat lecții de chitară. Aveam acasă multe discuri de vinil, ascultam melodiile la modă pe atunci, dar și mult jazz. Așa a început pasiunea mea pentru Ella Fitzgerald, Louis Armstrong sau Eddie Lewis. Pe la 13-14 ani, împreună cu frații mei și încă niște prieteni, ne-am făcut trupa noastră, Atlas, cu care cântam vara în vacanță pe plajele din Normandia și iarna prin câteva cafenele obscure din Paris. Tata mi-a încurajat de la început înclinațiile muzicale, fiind cel care mă lua adesea cu el în culisele spectacolelor de la Olympia sau mă ducea la Bruxelles, la concerte pentru care uneori chiuleam de la școală. Un deliciu care nu a rămas fără urmări. Tot tata a remarcat că vocea mea avea ceva aparte și a aranjat printr-un coleg producător o audiție pentru casa de discuri Philips. Pregătisem deja la insistențele lui o bandă demo cu câteva piese imprimate cu trupa noastră, care au fost primite cu entuziasm la Philips, iar audiția a decurs nesperat de bine. Fiind încă minoră, tata a fost cel care a semnat contractul în locul meu la acea vreme, pentru că majoratul era la 21 de ani. Niciodată nu m-a preocupat partea administrativă a carierei mele. Eu știam că îmi place să cânt și atât. Eram și am rămas pe mai departe doar o interpretă, care nu scrie muzică și versuri, ci doar preia melodiile altora, nearătând un interes deosebit pentru compoziție. Așa am ajuns să depind, nu numai muzical, de adulții din jurul meu. Aveam deja în data un impresar și un textier, așa că nu a fost greu să înregistrez primul meu disc pe 45 de turații, cu 4 piese, împreună cu compozitorul de jazz și aranjorul Alain Gourague, la câteva dintre ele tata fiind autorul versurilor. Prima mea sesiune de imprimări în studio a fost un regal, dar n-am putut niciodată să uit că din cauza ei mi-am rupt vacanța de vară în 2. De pe acest disc, prima piesă urma să fie difuzată la radio exact în ziua aniversării mele de 16 ani.
Cei de la Philips au ținut neapărat să-mi găsească un alt nume de scenă decât Isabel Gall, dar fiindcă una din starurile lor se numea Isabel Obrey. Isabel era cea care adusese în Franța trofeul Eurovision un an în urmă și care fusese prima alegere a lui Jacques Demy și Michel Legrand pentru rolul principal din filmul Umbrelele din Cherbourg. Dar un accident de mașină a împiedicat-o să prindă rolul cu care a debutat pe ecran nimeni alta decât Catherine Deneuve. Așadar, un nou nume. Cred că a fost ideea tatei, care era mare amator de rugby, la fel ca și alții din anturajul lui, să mi se spună Franz Gall. Cu o grafie diferită, dar aceeași pronunție, în franceză asta înseamnă Franța, țara galilor. Zadarnic m-am împotrivit. Nu am fost de acord cu Franz. Mi se părea prea dur și îndrăzneț. Și nu eram deloc încântată să port numele unui meci de rugby. Isabel mi se potrivea, mi-a plăcut dintotdeauna. N-a fost chip să conving pe nimeni, mai ales că tata avea impresia că găselnița lui va suna în engleză ca French girl. Așa că am cedat, cum am făcut apoi de multe ori, când era de luat o decizie care mă privea. Nu știu ce s-a întâmplat, dar mult mai târziu am început să mă obișnuiesc cu numele și chiar să-mi placă. Franz Gall sunt eu, mă reprezintă. Octombrie 1963. O nouă stea a apărut pe firmamentul muzicii ușoare franceze. Tânăra Franz Gall, în vârstă de numai 16 ani, a bulversat topurile muzicale și vânzările de discuri cu single-ul ei de debut, Nu fi prostuță, discul cu 4 piese, înregistrând cifre record depășind 200.000 de exemplare în doar câteva săptămâni. Franz Gall este prima adolescentă care devine vedetă literalmente peste noapte, aducând un aer inocent și o nouă energie în peisajul muzical din Hexagon. Ea vine în această profesie cu un atu, tatăl său fiind Robert Gall, un textil consacrat. Dar Franz are de partea sa șarmul, fotogenia, vocea proaspătă și timbrul inconfundabil. Adepta stilului ei, o formă a curentului beat în versiune franceză, eu fiind foarte popular în rândul așa-numiților teen boppers, Franz Gall se remarcă printr-un repertoriu original, evitând prelorile după hiturile la modă în limba engleză, cu compoziții care oscilează între jazz, twistul american și cântecele pentru copii, atât de aproape de vârsta sa fragedă. Rămâne de văzut ce îi va rezerva viitorul acestui talent în ascensiune. După cum vă puteți da seama, vocea mea era încă foarte crudă, cu accente metalice în registrul înalt, care pentru unii sunau oarecum strident. Timbrul cald din registrul mediu și dozajul mai atent al volumului vocii au venit pe parcurs. Eram doar o debutantă care încă nu-și dădea seama prea bine ce îi se întâmplă. Producătorul meu de la Philips lucra cu mulți dintre muzicienii momentului. Așa am ajuns să-l cunosc pe Serge Gainsbourg, care era deja relativ popular în Franța, nu atât prin piesele pe care le interpreta, cât mai mult prin cele scrise pentru soliști în vogă, așa ca Juliette Greco, Françoise Hardy sau Petula Clark. Cu toate că pe atunci nu puteam cuprinde toată personalitatea complexă și contradictorie a lui Serge, știam deja că e un rebel și un om conformist, cu numeroși adepți, dar și detractori. Am fost imediat fascinată de cultura, inteligența, farmecul și gentilețea lui. Întâlnirile de lucru cu Serge erau foarte agreabile. Îl admiram și apreciam maniera de a compune și de a scrie versuri. Mi-au plăcut timiditatea, eleganța și
educația lui. I s-a propus să-mi scrie piese și a acceptat. Am fost foarte impresionată că acest om lucrează pentru mine și este interesat de mine. Popularitatea mea era în creștere, iar eticheta de Yeye Girl mi era deja aplicată, așa că succesele au continuat pe aceeași linie. Nu te lua după idole a fost tot piesa lui Serge, care a făcut o figură foarte bună în clasamentele și în magazinele de discuri. În primăvara lui 1964 am început să dau și concerte adevărate, cântând mai întâi la deschidere la Sasha Distel, căreia i-am furat impresarul, care s-a alăturat echipei de veterani în profesie pe care o formase tata pentru mine, așa cum faci când antrenezi un sportiv sau promovezi o marfă. Începuseră să apară din ce în ce mai des invitațiile în programele TV, articolele de presă, emisiunile radio, turneele, sălile mari de concert, înregistrările, scrisorile fanilor. Viața mea se schimba pe zi ce trecea. Nu mai eram adolescenta anonimă și fără griji. Tata a fost cel care și-a luat foarte în serios sarcina de a se ocupa de cariera mea, mergând pe ideea bate fierul cât e cald. Mama era mai puțin entuziastă în privința asta, văzând bine că habar n-aveam nici cum să gestionez noul meu statut și nici cum să reacționez vis-a-vis de banii care începeau să curgă. Dar s-a ocupat tot tata și de finanțele mele. Desigur că toate acestea m-au afectat în primul rând la școală. M-am trezit în situația de a repeta clasa a noua, ceea ce m-a făcut, după o scurtă tentativă de a-mi relua studiile, să le părăsesc definitiv. Adevărul e că nu am suferit prea mult, poate după colegi, căci încă de mică școala nu a fost tocmai o încântare pentru mine. În clasele primare, învățătoarea nu era deloc prietenoasă. Rigidă și conformistă, de multe ori mă persecuta și din idioată nu mă scotea. Iar la liceu începusem deja să am probleme pentru ținutele pe care le purtam, fiind persecutată de profesorii mai conservatori. De fapt, totul a fost înspre bine. Abandonul școlar m-a impulsionat odată în plus cariera. Acum nu mai aveam un control decât să devin cântăreață. Timpul nu mai aparținea și nici hotărârile de orice fel care priveau cariera mea muzicală sau imaginea mea publică. Mă transformasem într-o păpușă din cârpe, atârnată de spori, numită de adulți. Aterizasem brusc, adolescentă fiind în lumea serioasă și gravă a celor mari. Nu mai puteam să fac tot ceea ce îmi plăcea înainte. Să mă văd cu prieteni, să merg la petreceri, să hoinăresc prin magazine, să gătesc, să stau noaptea până târziu, să joc jocuri de societate, să râd. Lumea începuse să mă recunoască pe stradă și să mă arate cu degetul. Uite, e Franz Gal. Aveam totuși 16 ani și simțeam nevoia să fiu liberă și să mă comport ca orice tânără de vârsta mea, chiar dacă între timp se nimerise să ajung vedetă. Desigur că adesea nu eram de acord cu tot ce se stabilea în echipa tatei, mă revoltam și mă opuneam, oferind uneori mici crize de personalitate. Ceea ce l-a făcut pe tata să ne amintească de porecla pe care mi-o pusese încă de copil, micul caporal. Verile petrecute cu familia pe litoral deveniseră deja amintire. Programul meu era riguros, stabilit cu săptămâni sau luni în avans. Mi se spunea ce să fac, unde să merg, ce să spun, cum să mă îmbrac, cu cine să mă întâlnesc, ce să discut, unde și când să merg în turnee sau la ședințe foto. Totul era planificat și organizat în cele mai mici detalii. Devenisem un produs comercial care trebuia exploatat la maximum. Rezistența mea contra persoanei în care mă transformasem lua forma refuzului de a o integra pe Franz în viața lui Isabel. Nu voiam să mă identific cu Franz, deoarece îmi devenise clar că Franz nu era fericită. Franz nu semăna deloc cu Isabel. Isabel prefera intimitatea, îi plăcea să cânte, era dotată pentru asta și atât. În schimb, Franz era pus în situația de a se afla în permanență sub privirile celorlalți, ceea ce devenise prea agresiv și prea violent pentru firea mea.
Păpușa se vedea obligată să schimbe hăinuțele fără voia ei și să stea în lumina reflectoarelor. Nicul, caporal, fusese degradat la simplu soldat, care nu prea avea voie să miște în front, altfel o pățea. Așa s-a întâmplat când am stat de vorbă spontan cu un jurnalist, fără ca întrebările să fie pregătite dinainte. Am fost întrebată ce mă văd făcând peste câțiva ani. Fără să stau prea mult pe gânduri, am răspuns spontan. Peste 5 ani mă voi retrage. La 16 ani, ți se pare că până la 21 mai este o eternitate. În plus, visam ca orice fată să mă îndrăgostesc, să-mi clădesc o familie și să am copii. Nu de aceeași părere era și producătorul meu de la Philips, care se afla în preajmă. Poate ați remarcat că evit să-i spun numele. S-a înfuriat teribil, a venit țintă la mine, mi-a spus că sunt nebună, că nu trebuia să zic asta și mi-a tras o palmă. Am rămas absolut stupefiată. Palma aceea m-a marcat teribil, m-a rănit profund. De atunci am învățat să nu mai spun niciodată ce gândesc. De fapt, în spatele fiecărui lucru mărunt pe care l-am trăit după aceea, se ascundea câte o mică dramă care lăsa urme. Într-o emisiune TV live, cineva mi-a pus mâna pe fund, iar din public mi s-a strigat la urcarea pe scenă, dezbracă-te! Zile întregi am fost bulversată, aveam impresia că trecusem printr-un viol. Niciodată n-am mai fost relaxată într-o emisiune de televiziune în direct. Când s-a întâmplat să o întâlnesc într-un platou TV tot live pe Françoise Hardy, unul dintre idolii mei, am rămas blocată și nu am putut scoate nimic coerent, cu toate că Françoise mi se adresa cu căldură și simplitate ca de la egal la egal, chiar dacă nu era cazul. Într-un alt program TV a fost întrebată din senin ce părere am despre războiul din Vietnam, care tocmai izbucnise. M-am căstăcit și am răspuns că Vietnamul e foarte departe. Am fost foarte sinceră și cred că așa gândeau toți francezii pe care nu-i interesau războaiele. Desigur că imediat am asistat la replica moderatorului care a comentat de parcă nici nu aș fi fost de față. Ce tâmpită! Chiar nu are nimic de spus despre asta? Altădată, eram din nou în direct și am fost întrebată ce părere am despre revoltele studențești de la Paris. Și din nou m-am încurcat, nu știu prea bine despre ce era vorba. Eu fiind plecată în acea perioadă într-un turneu în Orientul Apropiat. Și exemplele pot continua. Nu odată am fost luată peste picior de oameni care se amuzau ridiculizându-mă, profitând de tinerețea, naivitatea și lipsa mea de experiență. Tot mai mult aveam convingerea că ofeream lumii imaginea unui personaj care nu era deloc genial, care nu corespundea așteptărilor, sau care, din potrivă, chiar le confirma pe ale altora. Din moment ce eram blondă și drăguță, nu puteam fi decât o idiotă, nu-i așa? Începusem să cred că mi se întindea o cursă ori de câte ori deschideam gura. Poate exagerez un pic, dar așa vedeam eu lucrurile pe atunci. Au fost emisiuni la care nu mă simțeam deloc în largul meu și altele la care n-am mai mers decât după 20 de ani sau deloc. Ironia sorții face ca piesa mea de debut să poarte titlul, vă mai amintiți? Nu fi prostuță. Agenda mi se umplea de pe o zi pe alta. Nu mai era timp de odihnă. Programul meu devenise mult mai încărcat decât era la școală, dar încercam să nu fac fițe, ci față. Mă lăsam purtată de val și mă încredeam total în tata care mă veghea și mă proteja pe cât putea el. Fiecare disc care a urmat însemna o nouă încercare pentru mine, cu excepția cazurilor în care adoram piesa. Dar astea erau destul de rare. Din 4 titluri, câte avea un disc, adesea nu era decât unul singur care îmi plăcea cu adevărat și pe care l-aș fi păstrat, dacă mi s-ar fi dat de ales. În schimb, sesiunile de înregistrare din studio decurgeau destul de eficient. Mă întâlneam cu autorii pieselor în biroul producătorului. Acolo se mai găseau un pian și tata. Compozitorul își prezenta piesa la pian, apoi ieșea. Nu îi dădeam prea multă atenție decât dacă era Serge, care își cânta piesele foarte delicat. Apoi intram în studio.
Alengo Raghe făcea de obicei orchestrațiile pentru 4 piese într-o dimineață. După amiaza înregistra piesa, care până seara era deja mixată și astfel discul era gata într-o singură zi. Am lucrat în acești ani cu 10 de compozitori, dar Alen, muzician de jazz, se pricepea de minune să facă aranjamentele în așa fel încât să armonizeze și să unifice toate aceste piese, dându-le un stil cu care să mă identific. Cât despre versuri, aici nu eram deloc prea entuziasmată, chiar dacă uneori erau scrise chiar de tata. Textele transmiteau adesea un mesaj ambigu, fiind expresia unui stereotip. Proiecția pe care o are imaginea unei femei copil în mintea unui adult. Singurul care făcea excepție era desigur Serge. El vedea în mine totul altceva. O reprezentare a propriilor fantezii, în cheie bukovskiană. Pentru piesa Pobre Lola, care figura pe noului album solo, Serge m-a înregistrat râzând pe ascuns în studio, după care a lipit râsul meu pe piesa lui. Tot atunci, adulții din jurul meu mi-au cerut din nou să mă prefac că nu am crescut deloc și să înregistrez o piesă destinată copiilor. Așa s-a născut Sacré Charlemagne. Piesa asta m-a îmbolnăvit. Mi-am inteles că nu a plăcut deloc. Nu mai voiam să fiu din nou fetiță. Cântați-mă între timp piese de dragoste, iar acum eram pusă din nou să fiu o păpușă de bucava. Nu-mi plăcea. Și totuși am lăsat-o să apară. În asemenea măsură nu stăpâneam situația. După ce am imprimat-o, alături de alte 3 piese în aceeași manieră, cineva mi-a atras atenția că nu se potrivește cu imaginea pe care mi-am construit-o și că, la vârsta mea, nu doar că nu mă reprezintă, ci o să mă facă de râs la modul grotesc. Împlinisem 17 ani. M-am panicat și am încercat să împiedic lansarea ei. Le-am sunat pe producători implorându-l fierbinte să oprească, dar era prea târziu. Piesa a rulat deja pe toate posturile de radio. Bulgările începuse să se rostogolească sub ochii mei. Vrând nevrând, a trebuit încă o dată să mă supun celor mari și să accept regula jocului, chiar dacă nu mi-era pe plac. M-au obligat să fac și o filmare pentru televiziune. De îndată ce au pus camerele pe mine, m-am simțit încă o dată stânjenită. În plus, era derutat și ridicol, parcă ieșisem la o plimbare prin parcul castelului Versailles, în uniformă, împreună cu colegele de clasă, într-un chiul organizat. Cine? Eu, care câteva luni nu mai mergeam la școală și, între timp, aveam deja primul meu iubit secret. Ianuarie 1965. Cântecul Sacré Charlemagne, interpretat de Franz Gall, devine instantaneu un mare succes în Franța, unde ocupă locul 2 la vânzări, dar și în Spania și în Turcia. Piesa este tradusă în 16 limbi și face ocolul pământului în mai puțin de 80 de zile, devenind imnul mișcării tineretului algerian, țară care și-a câștigat independența față de Franța cu doar 2 ani și jumătate înainte. Câteva decenii mai târziu, la cererea elevilor de la o școală din Ardenne, numele Rue Sacré Charlemagne este dat străzii din fața școlii. Nimic surprinzător în toate acestea, ținând cont de versurile cântecului care încep astfel. Cine a avut ideea trăznită ca într-o zi să inventeze școala? Răspunsul se găsește desigur în titlu. Vinovat este numai și numai Carol cel Mare. A eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que le dimanche les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Fils de Pépin le bref donne beaucoup d'ennui. Et nous avons semblé être contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
français, de mathématiques, que de travail, travail, sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie, il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8. Leçon de français, leçon de français. De mathématiques, de mathématiques, que de travail, travail, sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Voisem să smulg pampoanele, băbușii de salon și uite ce a ieșit până la urmă. Mult timp am refuzat să cânt această piesă în concert, dar la un moment dat a trebuit din nou să cedez la presiunea spectatorilor. Câțiva ani mai târziu am aflat că Sacré Charlemagne era pe buzele studenților parizieni în timpul revoltei din 1968. Fusesem răzbunată pentru umilința durată la televiziune pe acest subiect. Măcar atât. Era deja un obicei pentru mine să merg la concertele de la Olympia. Acolo l-am ascultat pentru prima dată pe cel de care m-am simțit imediat sedusă, Claude François. Cu 8 ani mai în vârstă decât mine, era în acea vreme un cântăreț de succes. Și cred că aura lui de vedetă incontestabilă, strălucirea lui carismatică de pe scenă, m-au făcut să revin iar și iar. Începusem să trec pe la cabine după spectacole și să petrec din ce în ce mai mult timp în compania lui. Era fermecător și tandru. Știa cum să se poartă cu fetele și era deja cunoscut pentru preferințele lui. Foarte tinere și foarte blonde. Păpuși de porțelan. Presa a aflat abia după un an, timp în care ne-am văzut pe ascuns. Noaptea ieșeam pe furiș din casă, iar dimineața mă strecuram înapoi la mine în cameră, fără să afle nimeni. Între timp ne mutaserăm cu toată familia într-o casă mai mare, în care aveam mai mult spațiu pentru mine și o libertate de mișcare de care profitam din plin. Începusem să duc o viață dublă, pentru o fată ca mine fiind foarte ușor să se lase vrăjită de stilul de viață al unui superstar. Nu cu mult timp în urmă cântasem Nu te lua după idoli, dar exact asta am făcut. Devenise dificil să fac față unei zile încărcate după o noapte de nesomn, dar toți au pus oboseala mea pe seama programului supraîncărcat. Când relația noastră a devenit de notorietate, Serge nu s-a putut abține și mi-a scris o piesă cu subînțeles. Nu te mai ține de fete. După fete. Din nou un succes imediat și de proporții. Problemele au început să apară destul de repede și la mine acasă, dar și la Claude, care era puțin căsătorit și pe care îl irita să mă audă zilnic dându-i sfaturi la radio. A fost prima mea iubire adevărată și nu eram dispusă să renunț. Lucrurile s-au complicat și mai mult odată cu celebritatea mea în creștere, succesul de care aveam parte începuse să-l facă gelos. Ca și când n-ar fi fost de ajuns, tocmai atunci a picat și momentul Eurovision. Serge fusese desemnat să scrie o piesă care să reprezinte Luxemburgul și nu Franța. Iar el a ales să o facă împreună cu mine. Așa cum procedase și alte ori,
Pentru melodie s-a folosit de imensa lui erudiție muzicală, inspirându-se din tema părții a patra, a sonatei pentru piano cu zidoi, numărul 1, de Beethoven. Despre text l-a scris folosindu-se de calitățile lui de mare maestru al jocurilor de cuvinte, al echivocului și al dublului sens. Cunoscând mecanismele din spatele angrenajului Eurovision, care ajunsese la a 10-a ediție, și tiparul după care erau proite piesele câștigătoare de până atunci, spiritul lui ludic și de frondă le-a închis către un mesaj subversiv, de afront. Poupée de cire, poupée de son. Este poate cel mai bizar și atipic cântec calificat până atunci în finala Eurovision. Fiind mult mai complex decât toate celelalte melodii care s-au peritat pe acolo în acei 10 ani. Toate piesele câștigătoare de dinainte erau cântece lente, obosite, scrise în manieră conformistă și vetustă, a muzici ușoare cu minți, călduțe și dulcege din anii 50. Melodii banale, primitive chiar, cu texte simpliste, lipsite de substanță. Piese care acum sună caragios sau desuet și care în urechea ascultătorului contemporan nu mai trezesc decât compasiune sau amuzament. Serge a strecurat un adevărat cal troian prin care sublina esența Euroviziunii, dezvăluindu-i superficialitatea și batjocorind în față publicul, juriul și însăși ideea concursului de melodii. Cu degetul mijlociu ridicat, Serge arăta spre toată lumea, inclusiv spre interpretă. Dar de asta mi-am dat seama abia după vreo 5 ani. De fapt, nu multă lume a sesizat dublul înțeles al piesei, păpușa de ceară, păpușa de sunet. Ceara era materialul din care se confecționau unele păpuși la acea vreme, dar și discurile de pica. Sintagma coupé de son are la rândul ei două înțelesuri, două sensuri. Păpușă de sunet, dar și păpușă umplută cu rumeguș, fără coloană vertebrală, care poate fi ușor mânuită. Așadar, eram pusă să spun textul fiind la persoana întâi, că sunt o marionetă, ca și cei care mă ascultă, într-o lume dominată de consumerism. O marionetă controlată și manipulată de Serge. Cântecul vorbește, de fapt, despre lipsa de discernământ a tinerilor care se lasă ușor seduși de cântecele despre dragoste făcute de alți tineri, la fel de neexperimentați în dragoste ca și ei. Mesajul a fost ornat și cu câteva ambiguități atente, plasate în text, prin iscusite invenții de limbaj, iar pentru a-l transmite cât mai clar, Serge avea nevoie de o voce proaspătă, de începător, intenționat falsă pe alocuri, capabilă să exprime toată naivitatea juvenilă care se degajă din versuri. Și pentru asta a ales solista ideală. 17 ani, blondă, vulnerabilă, inocentă și fără experiență. Adică pe mine. Întruparea perfectă pentru un pariu cu miză mare. Înainte de concurs totul a mers prost. Orchestra a fost oripilată de melodie încă de la bun început, iar repetițiile au fost întrerupte de proteste vehemente. Instrumentiștii nu au apreciat deloc atitudinea lui Serge față de ei, refuzând să execute partitura și comparându-i compoziția cu zgomotul unui galop. Incidentul risca să scape de sub control. Serge s-a enervat, a amenințat că retrage piesa din concurs și a plecat trântind ușa. M-a lăsat singură pe mine, o puștoaică să țin piept fluierăturilor indignate. Dirijorul orchestrei care se schimba la fiecare piesă era Alain Braguet, care a reușit să ajungă la un compromis cu orchestra cu prețul reducerii la jumătate al interludului instrumental. A doua zi în concurs am pășit pe scenă cu inima cât un purice, pe fondul tensiunii care persista și care mă marcase. Apăream în direct, în fața milioane de telespectatori, bulversată de tot ce se întâmplase, emoționată, cu vocea și genunchii tremurând. Eram convinsă că va fi un fiasco total. Când se aprinde becul roșu, scapă cine poate. Încordarea era cu atât mai mare cu cât aveam
mult de așteptat, intrarea mea fiind a 15-a din 18 țări participante. În semn de protest, orchestra a atacat piesa într-un tempo rapid, mult mai rapid decât era prevăzut, scurtând durata cântecului, dar făcând astfel, fără să vrea, ca bateria să sune genial. Concursul european al cântecului Eurovision s-a desfășurat în anul acesta în Italia, la Napoli. În mod surprinzător, trofeul a fost cucerit de Luxemburg cu piesa Coupé de Cire, Coupé de Son, compusă de Serge Gainsbourg și interpretată de Franz Gall. Favorita a pronosticurilor, Marea Britanie, s-a plasat pe locul al doilea, la o diferență semnificativă de puncte, poziția a treia revenind Franței. După Gigliola Cinquetti, laureata ediției precedente la doar 16 ani, victoria a fost de data aceasta unei adolescente, Franz Gall, în vârstă de 17 ani, fiind cea mai tânără dintre cei 18 concurenți. Este pentru prima oară când la Eurovision se impune o piesă pop. Copleșită de emoții, fericită, câștigătoarea a declarat, după decernarea trofeului, că nu se aștepta la o asemenea victorie și că meritul aparține integral autorului. Firește că nu mă așteptam. După ce am ieșit de pe scenă, am mers direct la bar, așteptând ușurată să se încheie concursul, când a nevălit cineva urlând la mine, ai câștigat, ai câștigat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-l sun pe Claude, rămas la Paris și să-l anunț despre neașteptata mea victorie. Claude, care nu a reușit niciodată să se împace cu succesul altora, mai ales a celor apropiați, mi-a răspuns, ai cântat fals. Ai câștigat concursul, dar pe mine m-ai pierdut. Complet debusolat, am ajuns în camera verde, unde m-am trezit față în față cu reprezentanta Marii Britanii, clasata a doua, care mi-a tras o palmă strașnică,
convinsă că i-a furat trofeul pe care merita să-l câștige ea, doar că fusese favorită. A doua lovitură în doar câteva minute. Nu la fel de dureroasă ca prima, dar efectul a fost același. Am izbucnit în lacrimi. Nimeni din cei aflați în sală nu a realizat ce se petrecea. Toată lumea credea că sunt lacrimi de bucurie. La finalul serii, prezentatoarea concursului urma să anunțe rezultatul final pe scenă, în fața camerelor. Un alt moment jenant, vizibil îmburcată, nu-i venea să creadă ce primise să citească. Avea impresia că la mijloc e o eroare și a început să caute derutată prin foi. Degeaba. A fost nevoită până la urmă să mă proclame câștigătoare, alături de Serge, care a urcat lângă mine să-și primească și el trofeul. Conform procedurii, am fost invitată la microfon pentru a interpreta încă o dată piesa laureată. Cu sufletul rănit și obrazul umflat, păpușa de lumeguș trasă pe sfor de doi bărbați era din nou pusă să cânte. Cu rochița și coafura bob impecabile, dar cu sufletul sfâșiat. Toată lumea a fost surprinsă când n-am apărut nici la dineul de gală din acea seară, nici la ședința foto sau la plimbarea prin golful Napoli din dimineața următoare. Unde e micuța învingătoare? Unde să fie? Înapoi la Paris cu primul avion, implorându-l pe Claude să o primească înapoi și să o ierte. Păpușa de ceară s-a transformat în foarte scurt timp într-un hit de proporții planetare. Fruntașă în topurile din 10 țări europene, piesa a avut versiuni în 7 limbi, inclusiv în japoneză, țară în care ajunsese dintr-o dată mai populară decât The Beatles. Franța era în același timp mândră și geloasă. De ce reprezentasem Luxemburgul și nu țara mea natală? Cu toate astea, publicul și presa mă adorau. Eram păpușa lor preferată, tratată ca un idol al noii generații franceze. Lucrurile luaseră amploare, eram mai tot timpul plecată în turneu sau răspundeam invitațiilor sosite din toate părțile. Mica mea echipă se amplifica. Fratele meu, Filip, se alăturase formației mele de acompaniament. Îmi angajasem o secretară particulară, iar tata s-a ocupat de stiliști, machiori, costumieri, cosmeticieni sau fotografi personali. Prima coafură îmbogățită cu meșe, eu am avut-o. De fapt, era pentru prima oară în showbiz când un adolescent avea parte de o armată întreagă de imagine. 30 de ani mai târziu, modelul era deja creat și terenul pregătit pentru alți idoli adolescenți. Vanessa Paradis, Britney Spears. Dar celebritatea se plătește scump la vârsta asta, iar eu am fost din nou prima care i-am aflat prețul pe propria piele. Pierderea libertății, a vacanțelor, a intimității și de multe ori a reputației sau a demnității. Dar istoria se repetă, nu-i așa? Și rând pe rând cu toți au aflat asta. Diferența a fost că eu nu am ripostat. Eram prea ocupată să iau lucrurile în serios. Cariera mea explodase, noile discuri s-au succedat rapid, unele piese fiind scrise tot de Serge. Baby Pop a descumpărit oarecum publicul. Cred și acum că textul piesei e puțin brutal, dar pentru public, o voce adolescentă luminoasă poate ușor estompa caracterul sumbru al versurilor. Cu piesele pe care mi le încredințase, Serge era pe val, iar el o știa. Într-un show TV din 1978, i-a mărturisit lui Michel, cu care eram atunci căsătorită de 2 ani, că i-am salvat viața. Fiindcă până să lucreze cu mine era un marginal, iar după succesele noastre din 1964 și 65, ușile au început să-i se deschidă. Acum, spunea Serge, nu mai sunt un marginal. Dar cel care a rămas cu Franz Gall ești tu. În 1966, inevitabil s-a produs. Serge s-a jucat din nou cu păpușa lui preferată, care i-a pus pe frunte eticheta cu care mai cochetase înainte, Lolita, iar în mână, Acadele. O melodie foarte catchy, pe un text duplicitar, cu subînțeles erotic foarte transparent pentru cei avizați, nu și pentru mine.
Serge miza tocmai pe incapacitatea mea de a desluși ce se ascunde în spatele versurilor, aparent inocente, copilărești chiar. Știa că bomba pe care o pregătise va avea efect doar dacă se asigură că înaintitatea mea nu pricep despre ce e vorba, de fapt. Așa că, pe emisiune TV, m-am pus să-i povestesc textul piesei Le Suisset. Franceza, mai mult ca orice altă limbă, de indicații clare asupra familiei de cuvinte, din care face parte substantivul acadele. Dar eu tot nu m-am prins. Și am răspuns, e vorba despre o fată, anii, care îi plac mult acadelele și care se tot întoarce la chioșc să-și cumpere altele cu câțiva bănuți. Asta e tot? Da, asta e tot. Nu mi-a dat de gândit nici de ce Serge a folosit termenul bănuți în loc de centime. Nici de ce senzația pe care i-o provoacă acadelele care îi se topesc în gură e una paradisiacă. A intuit și efectele pe care le va avea relația mea cu Claude, care era deja cunoscută de toată lumea. Imaginea mea era de ajuns de echivocă. O fată de 18 ani care se îmbracă și se piaptănă ca o fetiță, dar care se machiază ca o femeie. Nebănuind nimic din intențiile lui Serge, am imprimat piesa și chiar am făcut mai multe filmări ale ei pentru emisiunile TV. Într-una dintre ele, cânt în duet cu Serge, iar felul în care mă privește spune totul, ca și cum aluzia nu era destul de clară, într-o altă filmare, sugestia grafică e mai mult decât evidentă. Să o vadă pe fata cu acadele. De ce? Înregistrează piesa printr-o inconștiență totală, contrar a ce s-ar putea crede. Directorul de programe radio a început să mă avertizeze că mă voi compromite, dar a câta oară? Era prea târziu. Când am aflat acolo, în Japonia, ceva să zică acadele,
Mi-a fost o rușine fără margine. Odată întoarsă în Franța, n-am mai îndrăznit să ies din casă timp de 3 luni. N-am mai putut dezastrămi la nici la radio și nici la televiziune. Eram profund rănită, mi-era cumplit de rău. N-aș fi înregistrat nici în ruptul capului dacă mi s-ar fi explicat ce înseamnă. Totuși, nu eram singura naivă de pe lume. Toată casa mea e o consolare. Bărbații predonau acadele pe stradă, dar exista și părinți care priveau calmea copiilor, care îmi cântau neștiutori melodia în timp ce se jucau în parc. Am refuzat să o mai cânt vreodată. Mă simțeam înșelată nu doar de Serge, ci și de adulții din jurul meu, de toată lumea. Asta mi-a schimbat toate raporturile cu băieții. Fiecare bărbat nu mai vedeam decât un libidinos. Eram șocată, dar și revoltată. Inconștient aruncam vina pe tata. El era cel care ar fi trebuit să se ocupe de mine, să mă protejeze. El care bucuros că treaba merge bine. Nu l-am acuzat niciodată că punea prea multă presiune pe mine. Știa că l-ascult și fac tot ce îmi spune. Dar m-aș fi așteptat să mă ocrotească mai mult. Imaginea pe care mă cultivase, cea de femeie, copil, se întorsese împotriva mea. Păpușa lui iubită era acum Lolita, tronând în vitrina unui butic rău famat, fardată grosolan, cu rimelul scurs și rujul întins, expusă privirilor batjocoritoare și rânjetelor perverse ale trecătorilor. Pentru a-și cere iertare, Serge mi-a oferit o brățară de aur. Nu i-am putea pică. Pe Serge nu mă puteam supăra cu adevărat. Aflasem între timp cum funcționează mintea lui și îl prețuiam prea mult pentru a-i reproșa ceva. Unii au crezut că făcusem asta deliberat, pentru că eram Lolita lui. Asta, într-adevăr, nu pot admite. Între mine și Serge, raporturile erau amicale și atât. Îl admiram enorm și țineam la el, dar relația noastră s-a rezumat la una profesională, care acum se mai răcise. Serge se simțea vinovat. Între timp o cunoscuse pe Jane Birkin, care îi devenise muză, parteneră de viață și de scenă, împreună cu care putea să-și manifeste liber și intens, la lumină, toate fanteziile care îl bântuiau. Se mărturie sezual, îl jetăm în ampul. Scandalul riscat mi-a afectat destul de mult cariera care intrase în declin. Lumea uită prea ușor și iartă prea greu. Au urmat despărțirea de Claude, vrevoasă și complicată. Orgoliul era prea mare pentru a-mi lăsa și mie un loc în universul lui egocentric. Firea lui impulsivă și temperamentul coleric au făcut ca ultimul nostru an împreună să fie un coșmar, de care amândoi ne-am eliberat. Claude și-a sublimat sentimentele cum aș știu mai bine, prin muzică. Piesa Cum de abitud a fost cronica amară a despărțirii noastre, un cântec care m-am mișcat profund. Foarte bine primit în Franța, dar nu asta avea să fie soarta lui. Frank Sinatra s-a arătat interesat de piesă, a preluat-o și a transformat-o într-un evergreen. My Way. Îmi place să cred că oriunde ar răsuna, în acordurile lui stă ascunsă și o lacrimă a păpușii de ceară. În Franța intrasem într-un cont de umbră. Am continuat să scot titluri noi, dar discurile nu mai făceau vânzări. După Eurovision, prinsesem un contract pe 5 ani în Germania, așa că în acest timp am fost mai mult o cântăreață germană decât una francofonă. Televiziunile din Italia, Olanda, Belgia și Spania mă invitau uneori în emisiuni TV. Dar a fost o perioadă de derivă în care nu mă regăseam. Odată cu scăderea vânzărilor, am plecat de la Philips, moment în care am făcut o alegere extrem de neinspirată. Mergând pe mâna unor cunoscuți ai tatei, am semnat cu o companie obscură care s-a dovedit a fi paravanul unei imense fraude. Toate discurile scoase acolo au fost eșecuri de casă. Nimic memorabil în toți acei ani. Niciun titlu care să merite a fi menționat. Sau de care să-și amintească vreodată cineva. În fața mea se întindea acum deșertul. Nu reușeam să concep că la 16 ani mă îmbogățisem din muzică, iar la 20, în pragul majoratului, nu aveam un ban.
Păpușa de plastic teutonă se simțea pierdută. Crescuse, rochițele rămăseseră mici, iar acum afișau un lucru confuz, ceva între copilă rătăcită și femeie neîmplinită. Simțeam nevoia să mă regăsesc. Speram că într-o zi să ajung să fiu fericită în liniștea singurătății, fără să am nevoie de nimeni pe calea spre serenitate, ca un Dalai Lama în izolare și meditație. Eram încă prea atașată de casă, de prieteni, de muzică. Nu sunt o persoană intelectuală, cu atât mai puțin materialistă, dar sunt o ființă telurică. La 16 ani voiam decât să întâlnesc viața, dar muzica mă acaparase și de câțiva ani eram tot timpul pe drumuri. Făcusem ocolul pământului și cântasem în 7 limbi. Îi sfătuiam pe alții să nu sară peste o perioadă din viața atât de importantă ca adolescența. Tata a fost cel care m-a condus pe acest drum cu frumoasa lui nebunie artistică și cu mult umor. Îmi făcuse să-mi placă să râd și să mă înconjor de oameni amuzanți. Dar mi-a transmis și două din metehnele artistului. Anxietatea și angoasa. Semănam foarte mult. El detesta telefoanele, la fel și eu. El iubea antichitățile, la fel și eu. Mă sfătuia că atunci când am 100 de franci, în loc să-i țin în buzunar, mai bine să cumpăr cu ei un obiect de artă. Așa am și făcut. Iar acum nu mai știu ce să fac cu toate astea. La un an după despărțirea de Claude, îmi doream să schimb peisajul și am ajuns ca peisajul să mă schimbe pe mine. În viața mea a apărut Julien, Julien Clerc. Păpușa s-a lăsat din nou prinsă în mrejele celebrității. Tot la Olympia, tot un cântăresc de succes. Eram deja pe picioarele mele, trecusem de majorat, ieșisem de sub tutela tatei și semnasem prin propriile forțe un contract cu Atlantic. Trecusem la un nou paragraf al vieții mele, alături de Julien, care avea o fermă la țară, unde petreceam mai tot timpul. Din păcate, primele discuri la Atlantic nu au mers deloc bine, așa că mă retrăsesem în liniștea fermei, dedicându-mă de legnicilor gospodărești. Steaua lui Julien era foarte sus și mecanismele star sistemului la caparaseră. Avea în jurul lui un întreg pluton care îi asigura gloria de a doua zi și la care m-am prins ca anexă. Redevenisem babu. Dorința de a avea o familie și de a face copii era tot mai insistentă. Dar Julien nu simțea la fel. El se concentra exclusiv pe carieră. Ca și Claude, era ambițios și egocentric, chiar dacă nu-și dădea prea bine seama de asta sau cum mă afectează. Acceptasem să rămân în umbra lui și să-l susțin, neglijându-mă. N-a fost ușor. Uneori aveam senzația că nici nu contez prea mult în toată povestea asta. Julien, înțelegându-se de minune cu toată lumea din familia mea, în special cu tata. Despre ceea ce îmi doream, vorbeam tot mai rar sau deloc. Păpușa de șifon se cam șifonase. Într-o zi, pe când eram la volan, am ascultat un cântec care mi-a plăcut enorm. Era al unui cantautor din aceeași generație cu mine, Michel Berger. Ne intersectaseră de câteva ori pe parcurs, dar fără consecințe. Acum îmi doream nespus ca Michel să compună ceva pentru mine. Le-am întâlnit și i-am propus asta. El a zâmbit binevoitor și mi-a spus că nu procedează așa. Ori un album întreg, ori nimic. Am insistat să-i aduc să asculte câteva din înregistrările mele. Mi-a spus că piesele pe care le cânt sunt debile și idioate. Iluziile mi se spulberaseră. Dar am devenit foarte buni amici. Ne vedeam să vorbim, să ascultăm muzică, să discutăm despre muzică. Mă simțeam nemaipomenit în prezența lui, iar el era cuprins pe nesimțite de o atracție pe care mult mai târziu a recunoscut-o față de felul instinctiv în care înțelegea muzica. Fără să-mi spună încocea ceva, m-a invitat să cânt cu el în studio. La una din piesele pe care urma să le imprime, avea nevoie de o voce feminină. De o voce care să nu iasă dintr-o păpușă, ci dintr-o femeie. Foarte tânără și eterică și totuși o femeie. A fost prima noastră colaborare, care ne-a apropiat și ne-a unit.
artistic și uman. Intuiam deja că urmează să întorc din nou foaia pe noua pagină, începând nu un paragraf, ci un capitol, unul major. Acel capitol la care visam și pe care îl așteptasem toată viața. Mai 1974, muzica franceză s-a îmbogățit recent cu un nou cuplu artistic, al cărui viitor se anunță deosebit de prolific, Michel Berger și Franz Gall, o simbioză perfectă între talentul unui compozitor mult apreciat și sinceritatea vocii radiante a unei interprete care se reinventează. Piesa lor de debut consistește un parteneriat muzical afectiv cu un mesaj simplu și emoționant, la declarație de amor. Este o mărturisire care scoate la lumină tandrețe și speranță. Publicul a îmbrățișat fără ezitare propunerea, discul devenind fulgerător un succes național. Când sunt singură și zbor, visez că în brațe sunt cuprinsă, visez că îți șoptesc ușor declarația mea aprinsă. În ziua în care am imprimat piesa, mi-a devenit clar dintr-o dată ce simțeam pentru Michel. Mi-am dat seama că a pus în versuri toate gândurile mele, pe care nu le exprimasem până să cânt piesa alături de el. Imediat ce am ieșit din studio, am alergat la Julian și am spus scurt că îl părăsesc. Așa mi se părea corect, față de el și mai ales față de Michel. La rândul lui, Julian a scris un cântec inspirat din separarea noastră, dar fără rezonanța celui compus de Claude. N-am menționat niciodată această piesă în puținele mele interviuri sau declarații. Eram liberă, liberă să trăiesc, să iubesc și să cânt din nou, așa cum nu le-am mai făcusem niciodată, pe niciuna dintre cele trei. După 2 ani, Michel și cu mine ne-am căsătorit. Păpușa se metamorfozase într-o femeie, o femeie frumoasă, redefinită, sigură pe sine, eliberată și împlinită, care acum privea doar înainte. O femeie care avea tot ce visase. O carieră relansată, o nouă imagine și o familie. Un spectacol care asigură succesul unui disc e un fenomen relativ frecvent în show business. În schimb, e mai rar ca un disc să stea la baza unui spectacol. Este ceea ce s-a produs în seara zilei de 11 aprilie 1979 la Palais de Congrès din Paris, la premiera muzicalului Starmania, o operă rock francofonă cu o echipă de realizatori canadiano-franceză, textierul Luc Plamondon, compozitorul Michel Berger și regizorul Tom Horner. Discul s-a vândut deja în câteva milioane de exemplare, iar spectacolul reușește pe scenă să aducă 70 de cântăreți, instrumentiști și dansatori. Distribuția este una excepțională, cu Franz Gall, Fabien Thibault, Diane Dufresne, Nanette Waldman și Daniel Balavoine, în rolurile principale. Se anunță unul dintre evenimentele majore ale anului la categoria spectacole. Stop, 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 stop
tentațiile cu starmania s-au născut cei doi copii ai noștri, Polin și Rafael. Fericirea de a fi mamă depășea cu mult bucuria acumulărilor continue din profesie. Repertoriile născut, turnee îndelungate, concerte de mare montare, albume de colecție și un public care mă adora. Îi datoram totul lui Michel. El făcuse toate astea posibile pentru mine. Acasă eram Isabel, pe scenă eram Franz, în adâncul sufletului eram Babu și toate trei zâmbeau. Michel era un artist rar, avea toate ingredientele de care era nevoie pentru a crea. Avea har și inspirație. O idee sau o temă nu-i mai dădeau pace și ceea ce auzea în capul lui transforma în scris, așezându-se la pian, îmbrăcând melodia în cuvinte și cizelând-o până la capăt. În piesele lente sau în aranjamentele pentru cors transpare pregătirea lui clasică, cea care dădea o personalitate unică. Căutând mereu ceva nou, a colindat lumea întreagă și s-a imbibat de cultura orientală, africană sau americană. Rând pe rând, albumele mele au demonstrat-o cu fiecare cântec. Perioada pe care am petrecut-o în Statele Unite a influențat stilul. I-a modificat scriptura pentru că i-a remodelat concepțiile. S-a spus că în anii mei de început era singura interpretă franceză care avea un repertoriu original și fără compromisuri comerciale, la fel ca o vedetă pop britanică sau de peste ocean. Michel era acum producătorul meu. Traversaseră împreună oceanul, întrecându-ne amândoi schimbați. Tușa modernă, incisivă și originală se detecta în fiecare piesă. De Branche rămâne albumul meu preferat din acea epocă. Chiar înainte de Starmania, Michel lucrase cu și pentru Daniel Balavoan. Reticențele la început au ajuns să se îndrăgească atunci când au descoperit că se completează unul pe celălalt, ceea ce a făcut nedespărțiți ca doi frați. Daniel era un prieten devotat, intrase în familia noastră și toți trei petreceau mult timp împreună. A fost perioada în care am implicat în acțiuni umanitare în sprijinul câtorva țări africane, Mali, Senegal, acolo unde foametea, seceta, lipsa de educație sau de asistență medicală ne-au cutremurat în așa măsură încât am decis să ne mobilizăm și să creăm o rețea de sprijin în care să angrenăm întreaga Franță. Uimirea cu care am descoperit acolo că frumusețea și năpasta conviețuiesc nu ne-a mai dat pace. Mergeam peste tot unde era nevoie și ajutam. Ianuarie 1986. Raliul Paris-Dakar este în doliu. Daniel Balavoan, Thierry Sapin, fondatorul raliului, o jurnalistă, un pilot și un tehnician radio, și-au pierdut viața într-un accident de elicopter în Mali. Aparatul de zbor, prins într-o furtună de nisip, s-a lovit de o dună și s-a dezintegrat. Pentru cei cinci, ceea ce ar fi trebuit să însemne sărbătoarea aventurii cu motor din deșertul african, s-a dovedit a fi sfârșitul lor de drum. Daniel era mai tânăr decât noi, avea 33 de ani, iar cariera lui atinsese apogeul. Consternarea și durerea noastră nu puteau fi descrise în cuvinte. Michel i-a adus un omagiu prietenului nostru drag, așa cum știa el mai bine, exprimându-se prin muzică. Piesa Evidemment este dedicată, dar nu e un cântec trist, ci unul senin, luminos, dulce, amar și foarte cald. Am cultivat memoria lui Daniel, dăruindu-ne odată în plus cauzelor pentru care a luptat. Misiunea noastră africană era tot mai energică și mai intensă. Într-o zi, pe când mă aflam pe străzile din Dakar, am întâlnit o femeie foarte tânără cu un copil în brațe. Privirea veselă a micuțului mi-a atras atenția. Intrasem o vorbă, când odată femeia m-a întrebat: îți place? E sigur, e foarte simpatic. Atunci îl dăruiesc, e al tău. Și mi-a întins brațele. Rămăsesem complet blocată. De ce ar fi vrut o mamă să-și abandoneze copilul? După ce am aflat mai multe despre tânăra care lucra,
că era studentă și trăia într-o sărăcie greu de imaginat, am văzut pe gânduri. Drama prin care trecea nu era doar a ei, ci a întregii țări. Ajuns înapoi la Paris, i-am povestit întâmplarea lui Michel. O noapte întreagă am discutat și am decis împreună că nu putem accepta, că nu vom profita de situația ei precară pentru a-l smulge pe băiețel de lângă ea. Dar ne-am hotărât să-l ajutăm și să-l veghem de la distanță. Numele lui este Babacar. Povestea lui, din care acum facem și noi parte, a intrat din nou într-un cântec scris de Michel. Era în 1988 și în curând împlineam 40 de ani. Gândul de a mă retrage și de a mă ocupa mai mult de creșterea copiilor mei mă urmărea insistent de ceva vreme. La fiecare nou concert mă întrebam dacă acela va fi ultimul. Nu știam precis, dar îmi spuneam că nu am de gând să ofer pe mai departe doar cantitate, asta e sigur. Nu putea fi ultimul, pentru că acela va fi împreună cu Michel, care scria tot mai mult pentru mine și mai puțin pentru el, visând la un album al nostru, un duet. Între timp profitam cât se putea de harul lui, dar și de prezența lui. În fiecare seară, în fiecare secundă. Trebuia să adun tot ce mi se oferea. Emoții, întâmplări, amintiri, stări, pentru după. Pentru că în ziua în care ar fi să mă opresc, va fi fost ceva foarte dureros. E o intenție pe care am pregătit-o ani de zile. Atâta timp cât mă simțeam aproape de publicul meu, era bine. Dar într-o zi voi pune punct, cu certitudine, așa gândeam. Cred că singurul lucru care depășea pasiunea mea pentru muzică era teama de a nu distruge totul. Pentru că ideea care mă speria cel mai mult era teama că nu voi da, că nu-mi voi da seama că îmbătrânesc și că nu mai vorbesc aceeași limbă cu publicul meu. Și voiam ca asta să se întâmple când va fi să fie din voia mea și nu din resemnare sau tristețe. 1988 a fost un an atât de bun încât cu greu îmi imaginam că îl voi mai depăși. Cele mai grandioase concerte, cele mai bune vânzări, cele mai elogioase cronici, cele mai multe premii și toate pentru albumul Babacar, de pe care aproape jumătate din piese erau hituri. Cred că este discul de care publicul meu fidel își amintește și azi cel mai bine. Știam că nu voi lăsa în urmă o moștenire importantă, că măruntele mele cântece nu vor rămâne în eternitate, nu vor înfrânta veacurile. Poate că nici măcar nu vor îmbătrâni frumos. Probabil nu e dificil de trecut și dovada că am reușit sau nu, oricum nu avem pe durata vieții noastre. Polina avea 9 ani, iar Rafael 7. Vedeam cum trec pe lângă mine anii cei mai frumoși ai copilăriei lor, cum încep să aibă tot mai multe nevoie de mine. Cu promisiunea nemărturisită că nu va fi ceva irevocabil, am zis că e momentul să opresc motoarele și asta am făcut pentru 4 ani de zile. Cel mai dezamăgit a fost Michel, care avea pe mai departe planuri mari cu mine. S-a simțit aproape trădat. Cei mai fericiți au fost, desigur, Polin și Rafael, păpușile mele adevărate, care își căpătau mama înapoi. Le datoram asta. Rafael, cel puțin, nu înțelegea deloc de ce sunt mereu absentă și detesta tot ce vedea că mă fură de lângă el. Radioul, televizorul, telefonul, mașina. Pentru el eram Isabel Berger. Lipsa mea de pe scene și din studiouri în acești ani a fost cel mai greu resimțită de admiratorii mei și recunosc că iubeam să fiu iubită. Ecourile uneia din piesele de pe Babacar au acoperit, măcar în parte, anii mei de inactivitate muzicală. Poate că până azi, cel mai cunoscut cântec al meu este cel care a fost mai popular în alte țări decât în Franța. Cel pentru care Michel a folosit în titlu un iscusit joc de cuvinte, altfel decât Serge, desigur, și care s-a vrut a fi o reverență în fața întregii culturi afroamericane, printr-una din cele mai de seamă exponente ale sale.
mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Reste du lien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Toi, ça ne s'achève pas. Mai 1990, textierul de muzică ușoară, Robert Gall, tatăl cântăriței Franz Gall, se stinge la vârsta de 71 de ani. 2 august 1992, compozitorul și interpretul Michel Berger, soțul cântăriței Franz Gall, moare ca urmare a unei crize cardiace, la 44 de ani. După numai 3 luni, Franz Gall este diagnosticată cu cancer la sân și este operată. 15 decembrie 1997, Pauline, fiica muzicienilor Michel Berger și Franz Gall, încetează din viață ca urmare a complicațiilor unei afecțiuni respiratorii incurabile la numai 19 ani. Neant, întuneric, liniște, vid, umbre, rumoare, flux, viscol, depărtare, vânt, reflux, cochilie, tembre, sclipire, vibrație, teamă, paradis, lumină, naștere, apus, verde, tăcere, alb, urlet, renaștere, pietre, vis, răsărit, nimic, pași, frunze, zgomot, ploape, rezist, rezist. Franz Gall, care este la seule chose qui compte, singurul lucru care contează?
care contează, nu știu, viața mea a fost un foc de artificii. Care contează, să dai tot, nu știu, să mergi mai departe. Aici o să o invit alături de mine, pentru că ceea ce nu știa Franz Gall e că avea să schimbe
destinul unei cântărețe să schimbe destinul filmului românesc, pentru că Pupete Sir, Pupete Som i-a schimbat soarta Ileanei Popovici și o las pe ea să ne povestească și mulțumesc foarte mult că a venit astăzi aici cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Pentru mine a fost o mare, mare bucurie și vă spun așa un lucru de suflet, că înainte de a veni aici m-am dus la biserică. Aici am aprins o lumină pentru Franz Kahl, pentru că până acum, vă spun ce simt, m-am gândit. Dar fiind aproape de eveniment și m-am dus de fapt să-i mulțumesc într-un fel, pentru că prin ea viața mea s-a schimbat și într-un mod foarte frumos și pentru asta treia neapărat să-i mulțumesc. Cam târziu, dar nu e târziu niciodată. Acum, în perioada în care am aflat foarte multe în seara asta despre Franz Kahl, știam că ceva, bineînțeles, dar nu atât de multe lucruri și mi se pare un lucru extraordinar de frumos să realizezi asemenea momente, că era dur de fapt. Era, nu, dar chiar merită și pentru cei care sunt mai tineri în mod special, dar vă spun, în perioada în care Franz Kahl a apărut cu Pupet de Sir, Pupet de Som, eu eram studentă la conservator în anul 2 și cântam, mă rog, ne adunam mai ales studenții de la conservator la Casa Studenților Grigore Preoteasa, care mai există și acum, și se forma o orchestră din cei de la conservator și poate și de la alte facultăți care știau sau iubeau muzica și cântam acolo fiecare ce știa și ne alegeam câte un cântec sau ceva care mi se potrivea vocii respective. Prea multe, nu știu, nu aveam prea multe surse, pentru că nu era televizor, erau câteva ore la televiziune, dar erau totuși, exista Eurovision, se dădea festivalul de la Sanremo și bineînțeles că toți, când era festivalul dat de la Sanremo și Eurovisionul, eram toți ochi și urechi, mai ales urechi, și ne alegeam câte ceva din repertoriul cântăreților, bineînțeles, italieni și cei din Franța, în mod special. Și țin minte că în 1966-67, deci după ce a apărut, bineînțeles, cântecul, împreună cu cei care făceau orchestra, Marius Seicu și Rolf Albrecht și mai mulți, eram acolo așa, că m-am și gândit că chiar aseară m-am uitat și la piesa despre el, adică și despre el, de aseară a fost Aura Rusicianu cu un concert excepțional, ea era bineînțeles fan Ela și și-a ales câteva piese ale ei, era și capabilă să le cânte cât acum, într-adevăr, este o mare profesionistă. Eu m-am gândit că, domnule, n-am o voce extraordinar de mare, dar totuși cânt curat, sunt la conservator, pot să țin linia melodică, am și un oarecare, așa, era mult mai tânără, vă dau seama, prin 50 de ani, nici nu vreau să mă gândesc. Și eu am zis lui Rolf, uite, eu cred că piesa asta mi se potrivește, Pupet de Sir, n-are o întindere mare, este o piesă veselă, dar nu prea veselă, dar nu, o să facem un text, dar cu textul românesc, atunci puteam să cântăm la Casa Studenților în textul original. Și eu mi-am ales Pupet de Sir și mi-am ales o piesă a lui François Zardy, deci îmi plăceau foarte mult, dar Tous les garçons et les filles de mon âge, ça va bien dans la rue, în sfârșit, îmi plăcea foarte mult François Zardy. Nenorocirea era că toate aveau părul mai lung, eu aveam părul scurt. N-am fost niciodată nici blondă, nici cu părul lung, dar mi-am ales aceste piese. Și era un repertoriu meu la Casa Studenților, cântam cu mare succes, că erau toți în sală diagnoștii studenți și așa. Era Anda Călugăreanu, care mergea foarte mult pe chanson, de chansonetă, și era, mi-am adus aminte, Claude François, era Dorina Anastasiu, care luase toate piesele, Dan Spătarul, care mergea cu Gianni Morandi și avea cel mai mare succes, era Pompilia Stoian, care cânta Păpușa pe sârmă, ea era cu partea engleză, ne alesese în fiecare așa. Cine mai era atunci?
veniți de și Nicu Alifantis, dar încă nu se așezase exact ce să cânte, își alegea din mai multe zone ale Europei. Deci fiecare era Rita Pavone, era o cântăreață Lili Bulaezi. Și atunci a apărut și Rita Pavone și ea era foarte energică și cânta toate piesele. Deci fiecare ne alesesem. Eu am mers cu Pupe de Sir, care mi s-a potrivit foarte mult și o cântam cu foarte multe lani și îmi plăcea foarte mult. Și până într-o zi, când au venit de la televiziune o echipă, și era doamna Ilana Pop, Elisabeta Mondano, Simona Patraula și alegeau dintre studenți, era o emisiune pentru tineret, bineînțeles, și m-au ales și pe mine. Problema a fost că, vă dați seama ce emoții la televiziune, toată lumea, să facem negativ, să vedem ce, cum. Povestea era că la televizor nu era voie în limba franceză, în limbile originale ale cântecelor și trebuia făcut un text în limba română pentru toți cei care au fost aleși, nu numai eu. Dar mi-a zis, gata, tu mergi cu melodia asta, cu Pedesir, și au găsit pe Ovidiu Dumitru, un foarte bun textier care după aceea a făcut toate emisiunile cu Bocăneț, poate ați văzut el toate textele, le făcea foarte, foarte talentat. Și așa a ajuns Pupe de Sir, Pupe de Som. Eu sunt o popușă mică, dar nu mai țin de foarte bine, vă spun, știu că era așa, am ochii de catica, m-am născut dintr-un cântec vechi și mie din ceară inima. Cam așa suna începutul cântecului. În orice caz, cântecul ăsta mi-a plăcut foarte mult și textul era pe acolo, se potriva, era foarte muzical Ovidiu Dumitru și am avut prima apariție la televizor, în sfârșit a fost cu altă piesă, într-o noapte de Revelion. Se făcea Revelion un direct de la Molière și într-un Revelion care era făcut de domnul Lazarov. După aceea am apărut la televizor cu Pupe de Sir, Pupe de Som și am cântat-o cu foarte multă bucurie, emoționată, toată lumea. M-a văzut familia la televizor, a fost mare eveniment de la țară acolo, fata lui părintele a apărut la televizor. Era un televizor la primărie, s-a adunat toată lumea. Și deci am intrat și am început să devin, să zic așa, vedetă de televiziune, cu Pupe de Sir, Pupe de Som. Dar ceea ce mi-a schimbat viața și, cum să spun, am intrat cu dreptul în cinematografia română, în care nu speram vreodată să ajung, pentru că eu eram student la conservator în anul 3, cântând acest cântec, Lucian Pintilie trecea din baie înspre dormitor prin sufragerie și eu cântam la televizor Pupe de Sir, Pupe de Som. Domnul Pintilie, care am aflat că făcuse deja distribuția și erau foarte multe fete care dăduseră probe, care mai de care, mai frumoase, părul lung, vă dați seama? Pentru constituirea. M-a văzut la televizor, nu știa cine sunt, m-a auzit, nu știu dacă eu cântam cum cântam, nu cred că i-a plăcut cum cântam, sau habar n-am, că n-am întrebat asta. I-a dat telefon doamna Edith Mandel și a spus, ia vezi cine e fata asta care cântă acum și cheamă la probe, că eu cred că ea va fi în filmul nostru. Doamna Edith a descoperit cine sunt, mă rog, a întrebat cine cânta, cum cânta, și la radio Vacanța, prin vocea lui Paul Grigoriu, dragul și scumpul de el, vocea inconfundabilă, am aflat că sunt chemată la probe la reconstituirea la București. Am plecat de la plajă, unde mă simțeam foarte bine, cântam cu colegii mei acolo la o câciumă și era foarte bine. N-am prea vrut să vin, până la urmă am venit și am luat probele respective și așa pe 15 august 1968 am început filmările la filmul Reconstituirea, care mi-a deschis un drum extraordinar, am intrat cu dreptul cinematografia română și încă o dată sunt recunoscătoare lui Franz Gall, că a ajuns la urechile și la inima mea și bineînțeles domnului Pintilie, că a avut o intuiție extraordinară și m-a distribuit pe mine în film. Îți mulțumesc că m-ai invitat, pentru mine e o onoare și așa mă simt foarte bine la suflet. Și dumneavoastră mă mulțumesc pentru că ați venit. Această melodie, nu cred că Franz Gall a știut vreodată că a fost tradusă în limba română. Am auzit 7 limbi, dar
poate o să aflăm dacă știa, pentru că nu a cântat altcineva piesa, dar am făcut-o după aceea, mai târziu, când mi-am mai deschis puțin cultura și tot spre muzică, am făcut-o această piesă și într-o prelucrare stil preclasic, pe care a făcut-o Richard Oșanițchi. Și din multe melodii care putea să le am făcut o emisiune cu melodii moderne, stil preclasic, a ales cu Pe de Sir, pentru că a devenit un menuet. În trei a patra, la, 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 așa a devenit, foarte frumos făcută, deci melodia simplă, dar cu foarte multe valori, de fapt. Hai să-i mulțumim. Adi, trebuie să-mi spui repede ceva. Repede. Mingea de rugby. E o imagine care poate cumva ne poate trimite către filiația paternă. Bunicul ei, plecată, dispărută repede, ne putem imagina cum va fi trăit bunica, apoi tatăl, de ce tatăl a folosit-o, pentru că a fost folosită. Această păpușă este cumva o marcă, încheia în care eu o să citesc, o marcă a mizei tuturor, fiecăruia dintre noi, să fim ceea ce suntem și cât putem să fim ceea ce suntem în siajul familiei noastre și în această permanentă contradicție între profunzime, dorință și superficiu, glazură. Cele câteva cuvinte din piesa Pisica pe acoperișul fierbinte, în care spune, nu, cât de slabi suntem și cât de minunați și că avem nevoie de o mână pe umăr ca să putem să mergem către viață și că ține de noi să ne retragem din jocul în care suntem puși uneori fără voia noastră, întotdeauna fără voia noastră. Este impresionant, te înscrie în timp, îți dă o senzație, cum să zic, pregnantă a limitării destinului uman și a faptului că nu ne putem permite deseori, și asta constatăm numai în câteva momente, să ne jucăm cu propria viață. A fost diagnosticată cu cancer la sân, după moartea soțului, am înțeles că același diagnostic a pus-o acum. Nefericirea se plătește, incapacitatea de a ieși, deci, din noi înșine, din ceea ce ne oferă viața. E tragic. Nici nu mi s-a părut, cum să zic, o impietate să încep să vorbesc, să gândesc în termen de narcisism, în termen colțoroși conceptual. E o dramă umană cu care suntem, drama notorietății, a vedetei, a faptului că acolo sus, în ideal, pierzi tot ceea ce există în zona mediană de echilibru și că să ne ferească Dumnezeu de extreme, de zenit și de abis, pentru că se trăiește crunt, mult mai bine este într-o zonă de comuniune, nu i-aș spune mediocră, i-aș spune umană, i-aș spune echilibrată, așa cum suntem aici, firesc, și e grozav ceea ce face Irina și cum reușești să faci felicitări, Laura, pentru contextul păi în care ei. Da. Și lui Radu, că a fost ideea lui Radu. Și mai ales domnul profesor. Bravo, bravo. Bravo. Despre asta este vorba până la urmă. Da. Mulțumesc, pentru că e oglinda noastră a tuturor. Chiar dacă a fost, cred că, un moment aparte din festival, puțină lume, de o nuanță și, cum să zic, profunzime, pentru care îți mulțumesc mult. Și eu mulțumesc mult și mergem la secretul fericirii, nu? Că, bineînțeles, iar când plecat la ea, iar ca să ajungă la un spectacol, la un concert. Mulțumim!